găsit, dragii mei, la Astroplay. Sunt Mariana Cojocaru și am venit în fața domniilor voastre cu vești proaspete din horoscopul previzional. Ei, vorbim de un horoscop previzional care este foarte important pentru că ne ajută să ne creionăm destin. Nu vorbim de un horoscop karmic sau de un horoscop relațional, de business, de străinătate, ci pur și simplu facem un horoscop previzional raportat la locul unde fac eu analiza. Cum de altfel e și cinstit. Nu o raportez analiza la un alt timp sideral decât cel care ține de aceste locuri. Unii și-ar dori probabil să raportez la timpul sideral al Londrei, al Romei, al Madridului, al Berlinului, dar raportăm la ce este aici, așa se spune, unde este locul de faci analiza. Prin urmare, am auzit diverse lucruri care spun de faptul că trebuie raportat la locul unde este fiecare. Este foarte adevărat, dar la fel au fost persoane din străinătate care mi-au confirmat că li s-au potrivit previziunile chiar așa făcute, ceea ce este un lucru minunat. În general, trebuie raportat când faci o analiză pe zone, pe țări, pe regiuni, deci trebuie și mai mult, cum să zic, personalizat. Dar facem treaba exact așa cum ne permite timpul și spațiul, pentru că ce-ar fi să raportez la toate țările, vă dați seama. Da? Ca să nu mai zic că unii cred că dacă au ascendentul nu știu ce zodie, li se schimbă norocul brusc, deși au planetele disonante la naștere, în zodia lor, ascendentul diferind. Sau ascendentul să fie unul și același cu zodia de naștere, ceea ce iarăși este o chestiune rară și foarte importantă, nu-i de aici de acolo. Prin urmare, am făcut acest intro și o să vă zic, pentru cei care își doresc, chiar așa. 1. Am vești bune pentru că soarele din ultimul decan al gemenilor va fi conjunct cu Venus și veste și mai bună este că vom avea în săptămâna ce urmează, țineți-vă bine, un Mercur Kazimi. V-am mai explicat deja în săptămânile anterioare când am avut Venus Kazimi, acum avem Mercur Kazimi, un aspect asemănător, dar cu o cu totul altă structură astrovibrațională. Da? 2. Trigonocrație, Pluton retrograd cu Jupiter din Gemeni, da? El fiind în zodie de aer, pentru că Pluton retrograd e învărsător. Deci avem trigonocrația pe zodii de aer, echivalent în mitologiile vechi, în special asiatice și celtice, cu ibisul roz și mitul creației. Acest aspect dă coordonatele pentru tot zodiacul în săptămâna ce vine. Dar o să-l dezvolt pe fiecare zodie în parte, pentru că nu e de datoria dumneavoastră să fiți neapărat inițiați și să deșifrați de unii singuri. Nu. Berbec. Ei, lucrurile stau cam așa. Vorbim de un aspect nou și excepțional ce ține de previzional. Ibisul roz susține femeia berbec,
cu actul creației în care spune de ceva sacru, pur, original, în dragoste, carieră și câștigurile de bani. Susține femeia pentru că așa este asociat simbolul. Dar vă spuneam de faptul că există și bărbați cu inimă de aur și care au ascuns subtil latura aceasta feminină, romantică, sensibilă. De exemplu, artiștii din zodia berbecului, pentru că știți că îmi place să vă particularizez lucrurile și dumneavoastră vă place la rândul dumneavoastră să înțelegeți cât mai profund anumite mecanisme. Prin urmare, e ceva deosebit în săptămâna ce vine. Sacru, când spuneam sacru, cu implicații karmice majore. Și un semnal de alarmă la cei care lucrurile nu se întâmplă și nu evoluează cum și-ar dori. Și am trecut la Taur. Dacă veți ști să separați ce-i bun, aspectul ibisului roz, unic și irevocabil, de ce vă constrânge cuadratură Pluton-Marte în Taur, veți birui. Deci, este startul a ceva major, a ceva care se vrea temeinic pe termen mai lung. A nu înțelege cum este acest start în săptămâna care vine, poate să anunțe pe viitor anumite cumpene și chiar anumite blocaje. Gemeni. Avem Mercur ca zimii, ce vă spuneam în intro, și conjuncție Soare-Venus cu plusuri afective și beneficii, inclusiv financiare, de bani, adică pentru cei care vor mai pe șleam, dar numai la persoanele active, adică cu loc de muncă, fraților. Că știți că mie îmi place să dau cărțile pe față. Da? La cei care câștigă și în egală măsură și dăruiesc, în sens de binefacere. Sancțiuni aplică universul celor care sunt ca Hagi Tudose, da, sau care calcă de două ori în același loc. Adică abia se târie, abia se mișcă prin viață, ca și gâsca prin apă. Sau, cum spun alții, fac umbră pământului degeaba. Nu au nici loc de muncă, nu se implică, da de ce, când poate să treacă timpul și ei să gândească la nemurirea sufletului toată viața, că nu li se întâmplă nimic. Ba da, vor aduna în viețile care urmează, așa cum spune cultura veche budistă, atât de multe planete retrograde și atât de multe cumpene și atât de multe blocaje, că nu vor ști pe unde să scoată cămașa. Rac. Pentru voi, aspectul primordial al săptămânii este dat de exaltarea ibisului roz. Deci, susține actul unic și irreversibil ce reprezintă biruința ordinii asupra haosului. Deci, dragilor, cred că ați înțeles, pentru că a fost atât de clar cum am exprimat, am stat și am întors pe toate fețele, fiind o săptămână atât de încărcată cu semnificații și simboluri, încât nu am prididit să pun totul la macerat ca să vin cu o informație cât mai clară. Am ajuns la Leu. Ordine versus haos primordial în relația voastră cu societatea, în relația de suflet, de dragoste, pe relația de carieră. Unii nu știu unde să mai construiască, ce să facă, cum să tempereze niște lucruri ca să revină la zona de normalitate. Dar vă spun eu, viața e o luptă și eu vreau să fie o luptă pentru biruință.
cei care vor birui, vor dobândi. Creativii reușesc, unii orbecăie încă. Și trebuie să înțelegeți că unii trebuie să scoată la lumină acum niște lucruri. Poate ceva ce au stricat alții trebuie să ajungă pe mâna voastră ca voi de acolo să puteți să faceți ceva, să demarați ceva. Este un punct zero, dacă este să mă întrebați pe mine, ca și cum scoateți de sub zero la lumină și duceți mai departe către un alt plan. Deci un obiectiv. Fecioara. Mercur Cazimie are menirea de a susține cariera și, în varianta haosului, de a închide anumite uși. Ibisul roz vrea să vă arate noua cale. Este o cale filozofică pentru unii, iar pentru alții, temelia cu lecție de viață înțeleasă la ceva nou. Balanța. Astrele atrag atenția asupra celor care locuiesc în străinătate. Lucrează în străinătate. Acolo spune de anumite încercări sau de blocaje, de riscul de aruncat în valurile de destin. Atenție la gradul de risc și atenție la cei care au nevoie de vestă de salvare, de not. Scorpion. Un alt mit fascinant ne provoacă destinul și devenirea. Acest mit al ibisului roz din săptămâna ceva să vie se vea pentru voi un set de credințe evolutiv spirituale pentru carieră, pentru destinul profesional, iar la alții pentru bani. Acum, banii fin și pleacă. Și prin urmare nu reprezintă decât o monedă efemeră de schimb, de tranziție către altceva. Săgetător. Destinul săptămânii care vine se explică într-o manieră legendară, filozofică, iar plusurile țin de imaginația creativă a voastră în raport cu universul, în relația voastră cu geia sau gheia, acolo unde este dragoste versus aventură, bani versus pierderi sau ce sacrificați pentru beneficiile de bani financiare. Capricorn. Fac diferența între astrograma generală a acestei perioade, care este, aș spune eu, cu încărcătură și semnificație aparte, ieșite din comun chiar, și ceea ce aveți fiecare pe astrograma voastră complexă, pentru că de acolo se conturează anumite decizii importante de viață, chiar grele pentru unii. Previziunile generale fac acum la fel distinția între viață, acolo unde este implicare, și ceea ce reprezintă neîmplinirea sau faptul că nu ați reușit să puneți cap la cap niște lucruri în așa fel încât să atrageți un destin cât mai sigur și cât mai sănătos. Vărsător. Ei, în intro chiar spuneam de o trigonocrație pentru săptămâna viitoare și de aspectele acestea ale ibisului roz cu Pluton retrograd și Jupiter din Gemeni. Necunoscute pe ecuația de destin, dar odată descifrate pot să anunțe succes. Pe scurt, o să vă spun că pasiunea este eliberatorie, ca un zbor, pentru că de aceea vorbeam de pasăre, da? Un zbor care vine la pachet pentru voi
ca și plus pe zona de creativitate, de esență, de substanță. Este o săptămână în care tot ceea ce este mocnit trebuie să se transforme, să se materializeze, dacă îmi este permis să mă exprim așa, în ceva palpabil, constructiv. Pești. La voi va fi ceva legat de casă și de familie. Lucru cert, așa cum indică astrograma săptămânii viitoare. Acolo sunt și foarte multe planete. Pot să anunțe anumite tensiuni, o agitație profesională sau este ceva legat de finalizarea, autentificarea unor acte. Deci este mai degrabă pe relația cu autoritățile. Și, dragilor, ca să închei înălțător, vă spun, ca de obicei, doar cele bune să se adune, iar cele rele să se spele.